acordați acest interviu. Pe spectacolul la care lucrați acum, Omul care a văzut moartea, de Victor Eftimiu, regia lui Geo Balin, vine după o pauză de joc pentru dumneavoastră. Cum e să fiți din nou la repetiții? Cum să fie? E bine. Cum să vă spun eu, chestia asta cu teatru, după ce ai făcut-o ani și ani de zile, e ca mersul pe bicicletă. Nu mai uiți niciodată. Da, am revenit la normalitate. Când va avea loc premiera spectacolului? Din câte știu eu, pe 14 februarie. Care a fost ultimul spectacol al Teatrului Municipal Bacovia în care ați jucat înainte de această revenire? Înainte de această revenire au fost, de fapt, două spectacole pe care le-am jucat, spun două, pentru că ele se jucau în același timp, în stagiunea 2008-2009. Unul se chema Conul Leonida față cu reacțiunea și celălalt La Bacău într-o mahala. Ce a făcut actorul Florin Zăncescu de când a jucat ultima dată pe scena Teatrului Bacovia? Ce am făcut și înainte. Din 2001, când am revenit de la Constanța, am fost și sunt în continuare directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și până în 2009 am fost și actor la Teatrul Bacovia prin ceea ce se cheamă Legea Comului de Funcții. De ce ați încheiat colaborarea cu Teatrul Municipal Bacovia? Întrebarea e corectă astfel. De ce a încheiat teatrul colaborarea cu mine? Pentru că în 2009, deși jucam în spectacolul ăsta cu La Bacău într-o mahala, în care am făcut și o înlocuire peste noapte solicitată de vechea conducere a teatrului, să facem această precizare. Noi discutăm acum de vechea conducere a teatrului. Un actor bătrân nu a mai vrut să joace, s-a certat cu regizorul, mă rog, și vechea conducere a teatrului a apelat la mine și în trei zile am fost nevoit să intru în rol, cum se zice, așa se zice la noi în teatru, peste noapte. Am făcut spectacolul respectiv, l-am jucat, mulțumiri din partea vechii conduceri a teatrului, după care în stagiunea următoare, vechea conducere a teatrului mi-a zis pa. De ce? Nu știu, nici în ziua de azi. Deci 6 ani de zile am făcut pauză. Nu știu, adică ce am pierdut eu știu. Am pierdut 6 ani profesional și material. Ce a câștigat teatru? Nu știu. Că de obicei când dai ceva deoparte, pui ceva la loc. Nu prea văd. Asta a fost. Ce vă atrage la personajul dumneavoastră din Omul care a văzut moartea? Nu prea îmi place să vorbesc despre personajele pe care le interpretez. Sunt totdeauna îmi place publicul să constate. Dar, în linii mari, este un personaj care solicită arta interpretativă a actorului. Cum spunea Inocchetis Moctunovski, suntem din neamul crepers, adică creatori de personaje. Și acesta este un personaj care îți permite să creezi, dacă bineînțeles să știi. Pentru ca un rol să fie bine jucat, cum trebuie să fie relația dintre actor și regizor? E bine ca relația să fie amicală. Regizorul, pe lângă, după părerea mea, pe lângă regie, pe lângă meseria asta de regizor, trebuie să fie și un bun pedagog. Și de ce nu și un bun psiholog? Cum a fost relația dumneavoastră cu regizorul spectacolului Omul care a văzut moartea? Geo Balin, cum să zic, noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, nu mai știu exact, fie vreo 20 de ani, am mai colaborat și la alte spectacole,
care chiar au avut succes. Mă refer aici la Jocul de Vacanță și ce am mai făcut împreună, Logotnicul din Ciorap. Care este partea preferată din pregătirea unui spectacol? Draga mea, ai să te miri. Mie nu prea îmi plac repetițiile. Dar nu avem ce face, e cea mai grea, parte dintr-un spectacol, pentru că acolo se pun bazele relațiilor între personaje, idei și așa mai departe. Mie cel mai mult îmi place să joc, deci abia aștept să ies la public, cum se zice. Repetițiile sunt, mă rog, mai mult sau mai puțin chinuitoare, pentru că repetițiile nu înseamnă doar, cum să explic eu, să înțeleagă telespectatorii, în afară de cele, mă rog, 8 ore, cum se zice că le muncește fiecare la locul de muncă, inclusiv noi actorii, avem aceleași regim. Dar nimeni nu se întreabă că noi acasă trebuie să muncim încă o dată pentru a învăța textul, pentru a căuta anumite caracteristici ale personajului și așa mai departe. Deci o muncă continuă, nu se termină. Până nu iese premiera, nu poți să spui că am 8 ore și gata. Se întâmplă de multe ori să fii la coadă, la morcovi, la pâine și să-ți vină o idee. Și mai dai din gură așa și ce lumea, bă, ăsta e nebun. Dar asta este, da. În piesele pe care le-ați jucat, cât de mult ați respectat scenariul și cât de mult ați improvizat? Păi n-ai cum să nu respecti, pentru că scenariul, nu știu dacă e bine spus, e vorba de un text dramatic scris de un autor și atunci trebuie să-l respecti, pentru că nu joci singur. Unde joci singur, n-ai decât să faci ce vrei. Că ești singur, zici un monolog, improvizezi, nu știu, faci ce te trece, trece pe-n cap. Îți faci tu, dar când joci în colectiv, trebuie să ții seama de text, pentru că altfel îl încuși pe partener. Nu te poți apuca în mijlocul unui dialog. Joci, de exemplu, hai să zicem piesa asta, Omul care a văzut moartea, și la un moment dat eu dau 3 replici din Shakespeare. Păi l-am derutat pe ăla de lângă mine. Au fost roluri pe care le-ați refuzat? Ce se întâmplă? Da, m-am mai refuzat așa, dar de obicei noi în teatru de repertoriu, pentru că suntem un teatru de repertoriu și suntem și un teatru de stat, nu prea putem să refuzăm, pentru că asta este, pentru asta ești plătit. Dacă ar fi teatru particular, poate acolo să zici că accepti să joci sau nu accepti să joci, dar ești angajat într-un teatru, doar trebuie să ai motive foarte, foarte bine întemeiate ca să refuzi un rol. Ce lecție memorabilă ați primit de la profesorul dumneavoastră, Dan Rădulescu? Cred că cea mai... Bine, au fost multe din acum în cap, dar cred că cea mai... așa mai... bună, adevărată și chiar hazlie, prin exemplu dat, a fost aceea de a justifica permanent ceea ce faci. Și a dat un exemplu la care am râs, să-l țin minte și acum. L-a ales ca exemplu pe colegul meu, Marcel Anghel. Marcel Anghel este actor și director de teatru din Bârlad, la ora actuală. Și atunci, la clasă, ne-a explicat așa. Eu stau dimineața la 6, zicea el, stau dimineața la 6 în bucătărie și beau cafeaua. Anghel trece prin hol, se duce la baie. Dacă eu nu mă mir, înseamnă ori că Anghel stă în gazdă la mine, ori că am înnebunit. Ce au spus părinții dumneavoastră când au aflat că vreți să dați la teatru? Ce să zic, tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, n-a fost așa prea încântat la început, pentru că el
în tinerețe a cântat în filarmonică, a fost suflător, s-a îmbolnăvit, n-a mai putut să mai profeseze, deci a cam gustat din pâinea asta pe care o mănâncă un artist. Că până la urmă, cântăreț, actor, tot artist ești. Și nu prea era încântat, știa el ce știa, viața nu e chiar ușoară, banii nu poți să zici că se știe foarte cum o duc și actorii și profesorii și așa mai departe, deci el nu, el mi-ar fi zicea că mai bine să fac o meserie de asta, cum să spun eu, meseriaș de asta, un strungar, un frezor, rabotor, nu știu, instalator, ceva palpabil, cum să zic eu, care să poată să se asigure hrana, că din asta s-ar putea să nu fie nevoie la un moment dat, nu știu. E o treabă mai complicată, dar nu, nici nu s-au opus. Dar, bă, dacă tu crezi că e bine, du-te și, bă, sigur că după aceea, când au văzut că am intrat și nu oricum, eu am intrat primul în anul acela, erau 20 de locuri în toată România, era singura facultate de teatru pe vremea aceea, abia după un an s-a înființat secția română la Târgu Mureș, la Institutul Maghiar Saint Gheorghe Ișban. Dar în anul când am dat eu examen, în 76, IATC-ul, că așa se numea atunci, Institutul de Artă, Teatrală și Cinematografică, era singura facultate din țară. Și erau 20 de locuri și vreo 800 de candidați. Face să văd. Debutul oficial a fost la Botoșani în piesa Neguțătorul din Veneția, de William Shakespeare. Care a fost diferența dintre debutul neoficial și cel oficial? Da, te referi neoficial probabil la piesele din facultate. Da. Mai, ce se întâmplă? În anul, 3 ani de zile, acum nu știu, mi se pare că s-au redus anii, nu se mai fac la facultatea de teatru, se fac 2 ani, al 3 ani, nu știu, să dă examen, după aia masterat, nu, pe vremea noastră facultatea ținea 4 ani, 3 ani în care învățai meseria, făceai și cursuri teoretice, mă rog, iar anul 4 era an de producție, cum se zice, în care fiecare clasă, erau două clase, erau obligate să prezinte două spectacole. Clasa Demrădulescu, unde eram și eu, a prezentat în acel an o piesă, culmea, Shakespeare, tot Shakespeare, am jucat Shakespeare la facultate. Deci am terminat facultatea cu Shakespeare și am debutat la Botoșani cu alt Shakespeare, dar tot cu Shakespeare, dar alt spectacol. În facultate se chema Doi tineri din Verona. Iar la Botoșani, așa cum ai zis, Neguțătorul din Veneția. Păi tot la, în facultate am jucat împreună cu Vasile Muraru, am făcut un cuplu care a făcut deliciu publicului la vremea aceea, Undeva o lumină. Un spectacol scris de un autor din Vâlcea, Doru Moțoc. Și în acea perioadă se juca la două teatre. La Bulandra, unde juca cuplu, făcea Dumnezeu să ierte, Ștefan Bănică, bătrânul, seniorul, cu Mircea Diaconu. Și la Casandra, unde jucam eu cu Vasile Muraru. Prima piesă de teatru în care ați jucat a fost Piticul Bâlbâilă, la Teatrul Ion Creangă, și a fost un musical. Acum ați accepta un rol într-un musical? Bineînțeles, datele s-au schimbat. Atunci aveam 22 de ani, acum am 59. Sigur că musical, musical, dar depinde ce. Vorba aia, 8 ani de fantazie, am abordat și genul ăsta, dar musicalul este foarte greu și foarte costisitor. Genul este probabil cam al doilea costisitor după opera, pentru că înseamnă foarte multă costume,
înseamnă foarte mult decor, foarte multă tehnică și, în afară de asta, înseamnă plata, cum să spun eu, drepturilor de autor. El trebuie, cineva trebuie să creeze muzica, cineva trebuie să creeze libretul. Nu-i ca o piesă de teatru unde te duci într-o bibliotecă, iei cartea, dacă autorul a murit acum 100 de ani, nu mai plătești niciun drept de autor, faci o regie și o rezolvi. 5-6 personaje, musical, îți trebuie orchestră, îți trebuie balet, îți trebuie soliști. Deci o chestie mult, mult mai complicată și la Bacău eu nu o văd realizabilă. În formula clasică de musical. Așa, spectacole de divertisment, unde se mai cântă, se mai aia, se poate, dar formula aia clasică, cu orchestra în fosă, cu balet, cu soliști, cu asta e mai greu. Unde vă vedeți peste 5 ani? Eu sper să fiu sănătos și să mă văd în continuare pe scena Teatrului Bacovia, având în vedere că acum avem o nouă conducere și care m-a solicitat și sigur că sunt recunoscător, trebuie să spun lucrul ăsta, fără nicio altă intenție, fără falsă fariseism, eu știu, nu știu. Deci am fost chemat după 6 ani și trebuie să fiu recunoscător, pentru că noua conducere s-a gândit că, doamne, mai există și Zâncescu prin Bacău. Noi vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim multă baftă cu premiera. Mulțumesc și eu și așteptăm publicul băcăvan, rata de 14 la premieră. Sigur că nu o să încapă toți, nu o să încapă tot Bacău, dar după 14 februarie, când va fi programat spectacolul, vă aștept cu drag. Cei care, mă rog, au dorit să s-au pus întrebarea unde mai fi Zâncescu, au ocazia să îl vadă începând din 14 februarie pe scena Teatrului Bacovia.